Iată, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghim, stimați spectatori, invitata noastră de astăzi, doamna deputată Vătuța Stănescu, deputat PNL de Hunedoara. Discutăm înainte despre finanțare, despre proiecte, despre reparații, despre o mulțime de lucruri am discutat până acum. Cu siguranță nu le-am atins pe toate în profunzimea lor, că nu ne permite timpul. Din păcate, au trecut mulți ani, nici nu știu câți, 30 și câți de ani, 30 și ceva de ani din 1989, de când ne-am câștigat libertatea. 30 și ceva de ani care, din punctul meu de vedere, eu nu sunt un tip pesimist și știți lucrul ăsta. Poate sunt un pic mai direct sau mai radical din anumite puncte de vedere. Mie mi se pare că din anumite puncte de vedere au trecut degeaba. Când mă duc în anumite zone ale țării, când mă duc în anumite localități, parcă aș trăi undeva pe la 1960 și ceva. Sau văd peisaje, locuri care aduc sau fac trimitere la perioada respectivă. Mai mult decât atât, mă întristează de multe ori. Și asta nu spun ca să influențez pe cineva, dar o spun ca să vedem ce părere aveți și dumneavoastră despre lucrul ăsta. Mă interesează, mă întristează de multe ori felul în care merg oamenii pe stradă. I-ați remarcat vreodată? În multe locuri. Sunt gri, cenușii, cu privirea pierdută. Românul nu mai e vesel. Nu mai e. Ce-i de făcut? Depresia în rândurile românilor a atins cote alarmante. Acum eu știu că e o boală de fiță, chestia asta. Dar parcă prea mulți fițoși în ultima vreme. Nu cred că aș putea să vă contrazic și anume. În materie de oamenii, drumurile sunt proaste, înțeleg, în localitățile îndepărtate. Da, drumurile sunt proaste în localitățile îndepărtate. Tocmai asta ne propunem, să le reabilităm. Și să aducem și localitățile îndepărtate care sunt în 1960, să le aducem în secolul 21 și să le modernizăm, astfel încât oamenii să poată să meargă frumos pe ele și bine. Ziceți că ei sunt gri, sunt cenușii, sunt triști. Acum dați-mi voie să vă spun că chiar și noi de foarte multe ori suntem gri, cenușii și triști. Noi pentru facem că parte dintre ei. Da. Pentru că iată-te, de un an de zile traversăm o perioadă pe care n-am traversat-o niciodată. Poate la fel de complicată a fost perioada războiului. Sigur că ele nu se pot compara, dar faptul că traversăm o pandemie în fața căreia de foarte multe ori nu știm cum să ne comportăm, avem un virus care ne agresează, dacă la un moment dat unii dintre noi eram sceptici și ziceam că nu există, astăzi vedem că fiecare dintre noi ne-am pierdut cel puțin un prieten, o rudă, un membru al familiei și ne dăm seama că lucrurile astea ne afectează. Ce este minunat în tot ceea ce spun eu este faptul că a fost descoperit un vaccin. Vaccinul ăsta care se pare că ne va salva și vom ieși cu toții din această bulă în care suntem închiși. Vedeți că noi nu ne mai putem întâlni. Noi nu mai putem merge la petreceri, noi suntem un popor vesel, nouă ne place să cântăm, nouă ne place să dansăm, nouă ne place să ne întâlnim unii cu alții, să spunem bancuri. Lucrurile acestea nu se mai pot întâmpla. Și un an de zile de singurătate, cred că ne face pe fiecare dintre noi să mergem un pic ocoșași, un pic amărâți. Pentru că mie îmi place să mă văd cu dumneavoastră, îmi place să mă văd cu colegul dumneavoastră, îmi place să ieșim, mergem la cafea. Lucrurile acestea nu le mai putem avea. Și sigur că și-au pus amprenta. Știți cum e? Cu o picătură care a venit zi de zi. Am sperat la fiecare lună să avem mai puține cazuri, să treacă. Dacă, așa cum spuneam, la început am crezut că este doar o nenorocită de gripă. Cred că la început am fost mai speriați decât suntem acum. Eu așa cred. Unii dintre noi, după cum vă amintiți-vă foarte bine, că atunci când s-au luat primele măsuri de restricționare și de a circulației, restricționare a întâlnirilor, au fost foarte multe voci care au spus că este o nebunie, că nu este sănătos, de ce să purtăm mască, de ce să purtăm mănuși la un moment dat, purtam cu toții mănuși că ne era teamă să punem mâna și pe clanțe. Da. Deci iată că lucrurile astea au avut efect asupra psihicului nostru. Noi suntem puternici, da,
Dar puterea asta umană are și ea o limită. Așa este. Acum nu pot să trec și să nu spun că sunt adepți ai unei teorii conspiraționiste și așa mai departe. Eu nu sunt unul dintre ei. Dar trebuie să ascult toate părțile implicate în povestea asta, că e o adevărată poveste până la urmă. Ce cu legea asta a vaccinării, împotriva căreia se protestează? Dar nu există o lege a vaccinării. Vorbiți de legea vaccinării obligatorii? Exact. Nu există așa ceva. Și atunci, pentru ce se protestează? Deci există o formațiune politică care militează foarte mult împotriva măștii, împotriva vaccinării, împotriva protecției interumane. O știți și dumneavoastră, păi, formațiunea politică. E vorba de aur, da? Da. Bun, nu ne ferim să spunem. Nu, mă rog, dumneavoastră. Dar cu toți am învățat că trebuie să facem lucrurile astea. Vaccinarea nu este obligatorie, dar este o soluție pentru a ieși din această bulă, așa cum spuneam, a acestui virus. Altfel nu o să putem ieși. Ne dorim cu toții să putem ieși în străinătate. Ca să poți să ieși în străinătate, să te duci în vacanțele pe care le făceam înainte, sau să te duci la mare, să te duci la munte, să circuli, vei avea nevoie de doza ta de siguranță. A, credeam că spuneți că vei avea nevoie de acel certificat de vaccinare. Nu, că asta ar nu-l cere nimeni. Omului, da, la... nu-l cere nimeni certificatul de vaccinare. Dar pe de altă parte, cu siguranță, când vei merge într-o țară străină, va trebui să stai 2 săptămâni în izolare, în condițiile în care n-ai vaccinul. Pentru că vaccinul te protejează, adică ai o oarecare măsură de protecție luată dinainte. Deci nu cred că nu va îngrădi nimeni libera circulație, nu va îngrădi nimeni niciunul din drepturile pe care le avem în condițiile în care nu suntem vaccinați. Dar cred că, din punct de vedere al rațiunii și al respectului față de noi și față de semenii noștri, va trebui să ne vaccinăm. Aceasta este unica soluție pentru a învinge virusul. Este punctul nostru de vedere. Este punctul meu de vedere, sigur că nu pot să-l impun nimănui. Cred în el. În regulă. Ce alte lucruri se vor mai întâmpla în viitorul foarte apropiat în această guvernare de dreapta? Sunt multe lucruri pe care dorim să le facem în această guvernare de dreapta. În primul rând, vrem să investim mult în sănătate. Acest program național de redresare și reziliență este foarte bine focusat și pe domeniul sanitar, pentru că criza pe care am traversat-o, am traversat-o, să se încheie odată cu ea, ne-a demonstrat că suntem vulnerabili în materie de sănătate. Și atunci, prin acest program național de redresare și reziliență, se dorește construirea de spitale noi, construirea de centre medicale și nu în ultimul rând, cred că va trebui pedalat foarte mult pe aducerea medicilor acasă și, aducerea medicilor de familie acasă, pentru că în acest moment pot să vă spun că în județul Hunedoara sunt multe localități, multe comune care nu au medici de familie. Pentru că medicii de familie, toată lumea a spus că segmentul medicină de familie este segmentul privat din medicina românească. Mai mult sau mai puțin. Mai mult sau mai puțin. E tot bani de la bugetul de stat primesc. Poate să-și facă un cabină privat. Ei nu se pot angaja sistemul public, au afacere privată, dar este în relație contractuală cu casa și banii sunt tot de la bugetul de stat. Sunt pentru asigurarea serviciilor de sănătate pentru cetățenii României. Păi bun, și unde sunt medicii de familie de vreme să-i aducem? Să știți că mulți medici după ce au terminat rezidențiatul în medicină de familie au plecat în străinătate pentru că salariile nu sunt motivante în România. De fapt, medicul de familie nici nu are salariu. El are un venit de la casa de asigurări de sănătate, în funcție de numărul de pacienți. Și atunci... Da, asta e fluctuant, adică e în funcție de numărul de consultații? Nu, e în funcție de numărul de pacienți pe care are fiecare medic și mai există un punctaj în funcție de numărul de servicii pe care le prestează pacienților lui. Pentru că medicul de familie nu poate să presteze servicii în relația contractuală cu casa altor pacienți decât celor aflați pe lista lui. Adică e un mecanism. Și atunci, ori să-i aducem acasă pe cei care au plecat pentru că au fost demotivați din lipsa resursei financiare... Și cum am putea să-i aducem? Să modificăm un pic legislația apropo de modalitatea de finanțare a medicului de familie. Pentru că dacă în segmentul medicină de specialitate salariile din sistemul public au crescut și sunt bune, adică sunt motivante... Sunt motivante.
Nu același lucru putem spune despre medicul de familie. Și atunci medicul de familie a rămas același medic îmbătrânit, care în marea lor majoritate, în județul Hunedoara și cred că în toată țara e la fel, sunt medici care se apropie de pensie, sunt epuizați fizic pentru că ei muncesc foarte mult și pandemia asta i-a supus la fel și fel de, și pe ei la fel și fel. Nu cunosc activitatea lor, deci vă ascult. Da, e o activitate foarte, foarte complexă, să știți, că la medicul de familie... Știu că au niște reguli impuse de altfel și cărora... Da, număr de consultații pe oră. Pe oră și... Sigur că da, număr de consultații pe oră, număr de pacienți, că peste 2.000-2.500 de pacienți nu poți să ai pe listă pentru că se presupune că nu mai poți să acorzi servicii medicale de calitate pacienților tăi. Deci sunt niște condiții, dar să știți că în comunele județului Hunedoara, unde sunt localități și cu 1.000 de oameni, e foarte greu să-ți faci 2.000 de pacienți. Parcă se căută un medic. Nu există medic de familie. Acolo a decedat medicul de familie și nu există medic de familie. Și nu vine nimeni. Nu vine nimeni. E, aici trebuie deși modificată... Deși parcă administrația publică locală oferă tot felul de facilități. Sigur că da. Cazare, pune la dispoziție. Da. Să știți că toate administrațiile publice locale și primarii, care sunt extraordinar de implicați în viața comunității, pun la dispoziția medicului de familie, așa cum ziceți, locuință de foarte multe ori, cabinet de foarte multe ori, infrastructura necesară de foarte multe ori. Și cu toate acestea nu găsesc. E, aici cred că ar trebui modificată puțin legislația, astfel încât să le stimulezi tinerilor medici, să-i stimulezi pe tinerii medici să meargă pe segmentul medicilor de familie și puțin modificată în sensul că accesul la medicina de familie să fie un pic mai ușor, pentru că este destul de restrictiv. Este exact ca și la specialiști, rezidențiat, condiții destul de grele. Și atunci... Cred că la medicul de familie, pentru că este un medic de medicină generală, ar trebui un pic facilitat accesul la segmentul acesta. Și, repet, e foarte importantă finanțarea. 2 minute de emisiune mai avem. Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că a dumneavoastră colegă Lucica, nu i-am văzut ochișorii până acum, sper să... Doamna Muntean, senator Muntean. Da, doamna senator. Pe dumneavoastră aș fi dorit să o întreb, că e de acolo, din zonă. Dar vă întreb pe dumneavoastră, dacă sunteți în studio, cum vedeți situația minelor din Valea Jiului în viitorul foarte apropiat, având în vedere și faptul că, iată, termocentrala Mintia a oprit din nou. Da, se dorește diviza. O să vă spun, dacă tot 2 minute avem, o să vă spun foarte, foarte repede. Pe ordonanța 60 se poate produce divizarea companiei în două elemente, Mintia și Valea Jiului. Valea Jiului, minele, se dorește... Ministrul Energiei dorește ca minele să intre pe programul de închidere de mine. Asta înseamnă că, intrând pe programul de închidere de mine, o să fie finanțate de Comisia Europeană. Sigur că închiderea de mine nu se poate produce de azi pe mâine, nu poți să pui cheia pe mine. Durează 10, 20, 30 de ani, da, pentru că este un program de lungă durată. Da, Nu. Poate să fie 2030, cam acolo se estimează. Dar banii vin de la Comisia Europeană și... Paroșenul să funcționeze cu cărbunele extras din minele respective, astfel încât să acopere costurile celelalte decât salariile. Și Mintia cu ce? Iar Mintia, divizată, se presupune că o va lua Consiliul Județean, pentru că domnul președinte al Consiliului Județean și-a exprimat această dorință. Dacă o va prelua, cu siguranță va reuși să o... să o facă profitabilă și să o pună pe picioare, da, pentru că în acest moment... Scrisoarea adresată de către domnul președinte al Consiliului Județean cerea și el niște lucruri, adică, domnule, noi o luăm, dar nu ne puneți da, în brațe. Da, vreo 7 puncte erau pe lista aceea de solicitări. Chiar de bun da, simț, dar să știți că ministrul Virgil Popescu le-a agreat pe toate. Au rămas câteva stand-by pentru că trebuie modificată doar legislația, lucru pe care și l-a asumat ministrul Energiei că îl va face. Deci are toate... Consiliul Județean are... cum să zic, paleta de soluții o are, astfel încât să poată să preia Mintia. În altă ordine de idei, ne putem aștepta din nou la mișcări sociale în Valea Jiului în viitor, generată de neplată, de salarii sau de lucruri? Păi, salariile acum vor fi plătite pe o perioadă de 3 luni. Ei sunt cu drepturile salariale la zi. Ministrul Virgil Popescu, ministrul Virgil Popescu chiar săptămâna viitoare cred că va avea o întâlnire cu Comisia Europeană pentru a le introduce pe programul de închidere de mină. Dacă până la cele două, la finalizarea celor 3 luni și se va produce divizarea, ele vor putea intra pe programul de închidere de mină și salariile minerilor vor fi plătite. Nu pot să nu vă întreb ce au dezvăluit anchetele desfășurate la CEH în urma... E o întrebare la care nu pot să vă răspund pentru că... Am înțeles că există anumite în regulă acolo, puntaje fictive.
La această întrebare cred că vă poate răspunde ministrul de resort. Chiar e o întrebare la care nu vă pot răspunde, da, pentru că nu ține de mine. În cazul acesta, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, să vă spun că vă mai aștept și altă dată cu plăcere și să vă doresc succes. Vă mulțumesc mult! Stimați telespectatori, Vătuța Stănescu, deputat PNL de Hunedoara, a fost invitată la Fotoliul cu Ghimb. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune. Fotoliul cu Ghimb. Fotoliul cu Ghimb. Fotoliul cu Ghimb. La fotoliul cu Ghimb, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.